Marcel Răducanu, după ce presa a dat un interviu că eu nu l-aș fi invitat, mi-a dat un pișeară pe telefon, ca să fie foarte clar. Haideți să vedem, ca să dăm lucrul ăsta, că nu e normal ca să se mintă. Stați un pic. O să vă rog să arătați un pic la cameră după ce-l găsiți. Imediat. Imediat. Nu, deci este vorba de un articol care a apărut în presă și a spus că Marcel Răducanu nu a fost invitat la eveniment. Da. Să știți că eu cu Marcel Răducanu, cu domnul Marcel Răducanu, că nu pot să-mi permit să-i spun că îl cheamă altfel, sunt un foarte bun prieten și îl consider un om de cea mai mare valoare. Bună ziua, domnule Talpa. Doresc să vă spun că ce s-a scris acum două zile în ziua pace. Sper să nu vă supărați pe mine, deoarece eu vă simpatizez și am încredere în ceea ce faceți. Aș fi foarte bucuros să ne vedem când ajung la București, să bem o cafea și o bere împreună și să discutăm despre fotbal. Vă doresc o seară minunată și binecuvântată. Marcel Răducanu. Despre ce este vorba aici? Presa a spus la un moment dat că eu nu l-aș fi invitat pe domnul Marcel Răducanu la acest eveniment. Nu este adevărat. Eu am sunat pe mai mulți din generația dumnealui și am vrut să particip la acest eveniment. Poate unii au venit, poate unii nu, dar nu poate fi uitat acea generație a lui Marcel Răducanu, pentru că eu cred că acea echipă din acea perioadă a fost foarte bună. Foarte bună, poate și ei, prin datorită seriozității și performanțelor lor, au făcut-o în așa fel încât ca Steaua să câștige Cupa Campionilor, pentru că venea din imediat după. Deci generația anilor 80, eu zic că a scris istorie. Da. Eu îl aștept pe Marcel Răducanu să vină aici, pe acest stadion și aici, în acest loc unde sunt eu, să-și lanseze cartea. Chiar îmi doresc acest lucru și să fie iarăși o sărbătoare frumoasă, la care dumneavoastră să fiți invitați și să participați. Vă invit cu plăcere eu de pe acum.